Tot mai mulți pensionari gorjeni aleg să se împrumute la casa de ajutor reciproc. De cele mai multe ori, oamenii contractează împrumuturi pentru medicamente, investigații chirurgicale, mâncare sau pentru plata dărilor. Pentru mii de pensionari, această variantă este singura care să-i ajute să scape de probleme pe moment. De la 1 ianuarie până pe 28 februarie au fost date 760 de împrumuturi, deci la 760 de persoane, în valoare totală de 2.467.520, asta în lei, pentru procurare de medicament. Sunt unele medicamente foarte scumpe și la niște pensii chiar și mai mari. Foarte greu să dai dintr-o dată 4 milioane sau 5 milioane pe medicament. Dar astea sunt cauzele. În principal, astea pentru nevoile personale. După ce reușesc să achite împrumutul, pensionarii trec din nou pragul instituției pentru a contracta un alt împrumut. De la începutul anului și până în prezent, peste 800 de vârstnici au apelat la CRE-ul din Târgu Jiu. Criteriile de acordare. Unul din criterii e în limita fondului sau a cotizației. Lumea îi zice fond. În limita fondului se acordă cu o dobândă de 2%. De două ori fondul, pe an, de două ori fondul cu 5% și de trei ori fondul cu 6%. Până la 30 de milioane se acordă zilnic. Peste 30 de milioane, cu un singur girat, peste 30 de milioane se acordă numai în ședințele de Consiliu Director, care sunt de trei ori pe lună. Pensiile sunt foarte mici și abia le ajung vârstnicilor. Unii dintre aceștia se descurcă foarte greu, mai ales atunci când vine vorba de medicamente sau alte dări. Pentru ce aveți nevoie de bani? Pentru nevoi personale. Pun niște termopane. Ce sumă ați solicitat? 3.000. Nevoi personale. Ce sumă ați solicitat dumneavoastră? 6 milioane, 600. Vă împrumutați des? Da. Da. Pentru a face un împrumut, vârstnicii trebuie să fie membri ai casei de ajutor reciproc a pensionarilor. În funcție de suma pe care vor să o obțină, aceștia pot fi condiționați și de a aduce giranți. Un pensionar poate solicita până la 15.000 de lei cu un fond depus de până la 7.500 de lei.